Hristos a înviat, dragii mei! Bună ziua, sunt Tarot Ela. Tarot Ela, sunt Ela. Am venit în fața voastră nu ca să-mi arăt fața, că nu fac concurență nimănui. Sunt fețe mai frumoase, fete mai frumoase, la care vă puteți uita. Dar am venit să stăm de vorbă și să împărtășim bucurii. Bucurii, nu tristeți. Astăzi am avut un moment de bucurie specială, care s-a adăugat momentelor frumoase pe care le-am tot trăit de la Paști, din perioada Paștelui încoa. Nu zic, Paștele a fost foarte frumos, nu mă așteptam să am parte de un Paște așa frumos după niște ani de probleme, de suferință. Am avut musafiri aici, în locul în care m-am mutat de ceva timp. Prieteni, prietene, am stat la masă, am citit poezie, am făcut, eu știu, filozofie, am ascultat muzică religioasă, am încercat să serbăm Paștele altfel, să simțim că este o altă zi, nu este o simplă zi. Da, a fost frumos. Am avut niște emoții, că n-am mai primit de mult în vizită atâtea persoane și nu știam cum o să servez, cum o să aranjez, cum o să se simtă lumea, că îmi place să se simtă lumea bine și să ofer tot ce am, să pun pe masă, să fie frumos. Da, a fost fain. Asta a fost una dintre marile bucurii. Am avut-o și pe Murița, o fuguță în vizită pe la mine. A fost frumos. Am apucat să-mi iau și lumină noaptea de Paști. Chiar a fost fain. Ideea este că astăzi mă pregăteam să fac o nouă etalare de lună nouă și mă tot gândeam, zic, să o separ luna nouă de eclipsă și să fac una, pentru că eclipsa vibrează mult mai mult decât luna nouă, evident, dar și luna nouă are putere. Eu v-aș putea confirma că ce mi-am stabilit odată la o lună nouă s-a împlinit în 6 luni de zile la o lună plină. Nu? Interesant, nu? Sau tot luna nouă. În fine. În 6 luni, deci cel puțin 6 luni de zile confirm că se poate manifesta. Poate să fie și mai mult, poate să fie și mai puțin. Depinde și ce faceți voi, pentru că nu este suficient să stabilești, ci să și faci pașii necesari. Și uite, așa trec dintr-una într-alta. Cineva spunea că nu n-am mai primit de la mine vești noi, aceleași lucruri. Le aude. Probabil că nici nu face ceea ce trebuie să facă pentru a-și schimba viața în bine. În plus, eu v-am avertizat, nu știu câți tarologi, tarotiști vă avertizează, am auzit și eu în sfârșit aseară pe un canal, în engleză evident, dar cred că tipa italiancă sau spaniolă, like, nu știu exact, nu e, sigur nu e nici americancă, nici englezoică. Tipa avertiza. Și chiar mi-aduc aminte, nu știu dacă sunt maxim 2 oameni între sutele, miile de canale de tarot. A fost o explozie de tarot pe internet, pe YouTube. Și doar 2, să zic, au avertizat asupra acestei activități, acestei pasiuni. Nu știu la noi, eu îmi fac datoria. Pentru că eu nu mă consider doar un cititor în cărți, nici doar un cititor în tarot, ci un om care caut să manifeste adevărul în toate formele sale, lumina și dragostea. Și calea, adevărul și viața. Și atunci, trebuie să avertizez, tarotul are o mare forță, îmi place uneori să-l fac, când îl fac mă simt bine. Dar îmi dau seama că și pentru mine și pentru cei care ascultați, dacă intrați în această lume mai mult decât e normal și vorbesc dintr-o perspectivă a omului care a observat că orice lucru în exces, nu musai tarot, orice lucru în exces nu face bine. Dăunează grav sănătății. Așadar, că e astrologie, că e tarot, că e matematică, că e, eu știu, că sunt dulciuri, orice e în exces nu face bine. Mai ales că voi vreți să aflați adevărul și vreți să rămâneți într-o vibrație sănătoasă și atunci prea multe informații vă schimbă de la o vibrație la alta, vă saltă dintr-o direcție în alta și nu mai știți ce să alegeți. Mare grijă! Astăzi am avut un moment foarte frumos. În ce sens? M-am nimerit la slujbă. Am fost la biserică.
să vorbesc cu un preot cu care mă simt foarte bine. Bine, ne cunoaștem de ani de zile, când ne vedem, a, ce face la bine, mă știe ca artist. Dar, bine, în gândul meu, colega, ca și mare preoteasă, fac bine. Dar, vedeți voi, nu mai contează activitatea musai cât aura. Și ducându-mă să stau de vorbă cu acel preot, m-am nimerit la slujbă. Doamne, dar de ce atâtea sticle? Ah, izvorul tămăduirii, zic. Ia, uite, și eu vreau să fac etalare de luna nouă și tocmai aflu că serbăm acest moment minunat. Și zic, peste... Este într-adevăr, este special acest izvor, este al tămăduirii, este specială această lună nouă și bucuria aceasta aș vrea să o împărtășesc cu voi. Pentru că, dragii mei, din cei care ascultați tarot de ani de zile, sau poate mai puțin, dar aveți o doză de cultură generală și simbolică, ce reprezintă, ce simbolizează cel mai bine? Luna. Apa. Da? Apa. Luna. Luna știm că în cărțile de tarot reprezintă semne de apă, dar nu neapărat semne de apă. Repet, este absolut banal să fixăm asemenea etichete pe o carte atât de mare, o arcană majoră atât de mare. Și acum, poate vorbind, vă dați seama, vorbind despre cea, nu mi-am stabilit iar, nu-mi stabilez nimic, totul vine pe moment, izvorăște. O să vă dați seama, sper, despre vibrația atât de înaltă a acestei cărți și sper ca și colegii mei să nu mai limiteze la niște zodii de apă sau la frici musai. Bine, și contextul contează foarte mult și contextul, sau la secrete. Luna înseamnă mult mai mult. Și pentru că mâine este luna nouă, știți că orice lună plină și orice lună nouă, eu v-am mai spus, puteți să căutați în playlist, se consideră 2-3 zile înainte, 2-3 zile după. Dar oare de ce? Haideți să vă explic cum văd eu lucrurile, așa, într-o perspectivă mai comună, mai drăgălașă, spun. Evenimentul este ca și când vine cineva în casă, apropo de musafir, despre care am vorbit. Da? Zic, îți vine un prieten sau te întâlnești cu cineva care nu-ți face prea multă plăcere, un Saturn sau eu știu ce. În fine, dar vorbim despre prieten, da? De când m-am mutat aici la blog, este altfel, simți momentul. Evident că prietena apasă pe țrrr, interfon, își anunță venirea și eu de aici, de la etajul la care sunt, îi aud pași. Și dacă sunteți mai sus, poate să auziți liftul. Auziți cum vine, simțiți cum vine, dar în ce sens că simțiți? Nu doar că sunt emoțiile și că știți voi că vine. Chiar se aud pași, chiar se aude ceva, da? E o vibrație. Aura acelei persoane împinge alte aure, alte energii și își face cătare înspre voi. Și vine. Și deja când e pe la etajul, cu vreo două etaje în urmă, eu încep să vorbesc. Bună, ce faci? La la la. Când încep să o văd, nici n-apuc să intre pe etaj sau să intre în casă și văd cum e machiată și văd cum e aranjată. Vai, dar ce bine stă, la la la. Deja comunicăm. Cu cât se apropie, simt și parfumul, intră în casă, stăm de vorbă, bem o cafea. Ce facem? Ce discutăm mai puțin contează, sau poate contează, nu contează și asta, evident, contează, că nu stăm de bârfe, ci discutăm. Și când pleacă la fel. Pa, la revedere, am plecat. O conduc până un pic mai jos, îi aud pașii, în urma sa lasă un parfum, dar nu e vorba doar de un parfum frumos, de calitate, este vorba și de aura ei, da? Vezi pe canapea, uite, acolo stă prietena, acolo rămâne căceșcuța de cafea sau farfurioara, eu știu în care o fi fost o prăjitură, ceva, rămân niște urme. Da. Ștergem ce trebuie șters, dar rămâne amintirea. Rămâne sămânța pe care am construit-o prin, sau am sădit-o, mai bine zis, prin discuția pe care am avut-o, prin interacțiunea care s-a manifestat, da? La fel este și cu luna plină și cu luna nouă și cu orice alt eveniment astrologic.
Acum aș vrea să fiți un pic mai relaxați, pentru că în ultima vreme deja se face foarte mare tamtam la orice eveniment astrologic. Da, știm că sunt vremuri foarte speciale și atunci și evenimentele sunt unul după altul, unul după altul, dar asta nu înseamnă că trebuie să intrați în panică. Aoleu, vine Mercur retrograd, mai un pic și intrăm, da? Retrogradare. Aoleu, că intră nu știu ce planetă intră în retrogradare. Aoleu, că eu știu ce se întâmplă. E conjunct nu știu ce cu nu știu ce. Mai, un pic mai calm. Eu, cel puțin, trec un pic dintr-una între alta. Eu am momente, recunosc că am momente când nu mă mai raportez nici la tarot și să știți că eu personal, în viața personală, mă raportez foarte puțin la tarot. Și vă sfătuiesc și pe voi să ascultați cât să vi se confirme. A, dacă vă face plăcere să mai înțelegeți anumite nuanțe, dar selectați și faceți-vă, nu stați mai mult decât e cazul. Repet, eu nu-mi trăiesc viața doar după cărți, doar după planete, ci încerc. Și zic eu că reușesc să-mi o creez eu. Aici trebuie să ajungeți voi, foarte mulți dintre voi. Iar, acum e o mică altă paranteză, că dacă tot a venit în gând, trebuie să aduc aminte. Sunteți câțiva cărora nu vă plac etalările la alegere, dar vă zic, din punctul meu de vedere, mie mi se par mult mai potrivite pentru că tu alegi, tu te duci înspre un anumit program, înspre o anumită vibrație. Dacă e ceva care te deranjează și zici, mă, parcă totuși am făcut alegere proastă, te duci înspre alta. Ai totuși, nu doar puterea de decizie, de alegere, dar trebuie să-ți o și asumi. Atunci când faci pe zodii, sunt extrem de generale, nu putem încadra toți oamenii în acea zodie, chiar dacă unii și-l găsesc acolo ascendentul, alții luna, alții soarele, da? Și intrați în panică unii dintre voi că ceea ce auziți voi la soare, pentru că majoritatea vă fixați doar pe zodie. Nu știți nici unde aveți luna, nici ce ascendent aveți, nici unde aveți Venus. Ca să puteți să preluați informațiile și să vă creați o imagine de ansamblu. De-aia zic, ascultați cu măsură și ascultați în echilibru și cu putere de discernământ. Repet, am mai spus-o și prin comentarii, evit cât pot să fac etalări despre paranoici, psihopați și nebune. Dacă voi aveți de-a face cu astfel de oameni, eu nu vorbesc despre astfel de oameni, dacă ei apar în etalare într-o formă sau alta, e altceva, dar nu vorbesc și nu mă adresez exclus să-i manifest în viața mea. Acum, vorbind de evenimente. Sunt evenimente, dar le simțim cum încep să vibreze și luna plină și luna nouă. Am spus că ar trebui făcut curat înainte de luna plină, înainte de luna nouă și îmi vine să zâmbesc că și eu trebuie să-mi fac patul. Că de când am 3 camere la dispoziție doar pentru mine, cam rămâne nefăcut, că oricum lucrez pe aici, prin sufragerie. Sau sunt plecată de acasă, deci mă așteaptă seara în aceeași dispoziție. Dar o să fac patul, pentru că la lună plină, la lună nouă, întâmpinăm acest eveniment ca un musafir, nu? Pregătim casa, încercăm să fie curat, să fie ordine, ca să ne eliberăm de trecut, facem eliberările pe care le facem și la lună plină și apoi mai manifestăm, adică manifestăm și gratitudine și mulțumiri, ne concentrăm pe ceea ce vrem să sădim, pe ceea ce vrem să inițiem, să manifestăm la lună nouă. Focusul cel mai mare este pe ceea ce vrei să inițiezi. Este un moment zero, da? Zero și unu. Și în tarot ce înseamnă? Această dorință nu știi când se va manifesta. Dar dacă ți-o pui în condiții, repet, nu știu dacă repet, sau spun, atrag atenția, în condiții sănătoase, ea se poate manifesta mai repede sau mai târziu și în funcție de ce mai trebuie așezate la nivel energetic pentru acest, să zic,
pentru ca această sămânță să răsară și să crească o floare, un pom, eu știu ce, o pădure, abundență. Și asta înseamnă că o să fac etalarea de lună nouă și probabil că totuși una specială pentru eclipsă. Eclipsa accentuează un potențial. Acum, referitor la această sărbătoare de săptămână luminată, să zic, izvorul tămăduirii, nu stau să povestesc, puteți să ascultați preotul ce vorbește despre izvorul tămăduirii. Mi-ar plăcea, pentru cei care n-ați ascultat înregistrarea cu apa, să o reascultați și să o legați de acest eveniment, lună nouă, izvorul tămăduirii, și poate îi mai face o înregistrare despre apă și foc la un moment dat. A fost drăguț, m-am simțit bine. Eu, mare preoteasă lângă marele preot, lângă marii preoți, e ok, bine, nu lângă ei, pentru că e fiecare cu slujba lui și cu manifestarea lui, dar e fain. Eu încă mă simt bine în majoritatea bisericilor. Poate pentru că eu nu mai judec, nu mai arăt cu degetul, mă simt bine. Și într-o moschee mă simt bine și într-o biserică catolică. Astăzi ascultam clopotele și de la Biserica Ortodoxă și de la Biserica Catolică. Puh, sunete superbe, iar trebuie să vorbești despre lucrurile astea. Da, și stropea preotul apa și niște geam. Și a fost un soi de botez. Pentru mine a fost ca un mic botez. Cu alte cuvinte, inițierea într-o nouă etapă a vieții mele sau renașterea mea într-o altă formă energetică, spirituală. A fost frumos și sper că ați ajuns și voi, cine ați ajuns și cine nu. Eu zic că puteți să vă luați apă sfințită. Este sfințită, de ce să nu vă luați? Chiar dacă poate unii nu mai mergeți la biserică, este sfințită. Și voi vă puteți sfinți apa? Dar acolo e un alt context. Acum, vreau să adun cele două evenimente. Luna nouă, eclipsă, care accentuează luna nouă, inițieri, izvorul tămăduirii. O mai fi fost izvorul tămăduirii de luna nouă. Dar nu cred că au fost multe evenimente ca acestea și de luna nouă și cu ocazia unei eclipse și în acest context astrologic cu planete în pești care încă vibrează, cu Neptun în pești care accentuează și el spiritualitatea la nivelul maselor. Și aici vreau să ajung la mase. De fapt, apa ce reprezintă, că nu vorbim doar de cupa noastră personală, de sufletul nostru, vorbim de râuri, de oceane, da? Și mai degrabă, și mai și, de izvor. Izvorul ăsta este o sursă nesecată, este o sursă infinită, este o sursă divină de dragoste, sănătate și adevăr. Și trebuie să-l accesăm măcar din când în când. Dacă nu, ar fi bine cât mai des, zilnic, vreau să zic. Zilnic ar trebui accesat. Și în ce sens accesat? Unii îl caută la biserică. E bine și acolo. Am spus, ascultați și înregistrarea cu apa pe care am făcut-o, pentru că acolo trebuie să ajungeți. Izvorul este în noi. Iisus Hristos, pe care îl slăvim ca Dumnezeu și om în același trup. Asta ne-a arătat calea, adevărul și viața. Toate sunt în noi. Așa cum au fost în El, așa sunt și în noi. Îl găsim pe Dumnezeu în noi. Găsim calea prin ceea ce facem și ceea ce manifestăm, da? Viața. Apa, de fapt, unul din alte simbolurile apei este viața, da? Viața e în noi, în emoțiile noastre. Dacă avem emoții și gânduri, am zis că merg mână-mână, cine separă astrologic cele două semne face o mare greșeală. Mare greșeală. Aerul și apa sunt good friends sau bad friends. Depinde,
Depinde ce, ce manifestă. Nu poți să ai emoții frumoase și gânduri negative. Nu se poate. Sau invers, gânduri frumoase și emoții negative. Nu, e absurd. Merg mână în mână. Am citit de curând Geneza. Vă sugerez să citiți, dar... cu sufletul deschis, dincolo de tradiții. Pentru că dacă citiți în tradiție, s-ar putea să vă speriați. Și să nu recunoașteți iubirea lui Dumnezeu acolo. Dar acolo se separă apele, da? De ape, printr-un cer. Și se creează păsările cerului și vietățile apelor. Cu alte cuvinte, gândurile sunt păsările cerului și vietățile apelor sunt emoțiile. Toate se materializează și toate își găsesc o formă de împământare pe un teren, pe pământ, da? De materializare pe pământ. Ia, trece. Ideea este cu această sărbătoare să dați drumul la robinetul sufletului vostru. Și dacă încet, încet o să înceapă să curgă, o să vedeți cu cât curge, cu cât curge, cu atât se izvorul e mai puternic, fântâna e mai puternică. Și eu am avut de curând o dezamăgire, recunosc. Sunt într-o perioadă de recalibrare, să zic. Dar cu toate luptele care au loc în această perioadă, există totuși experiențele trecutului. În sensul bun al cuvântului, lecțiile, nu vă speriați de dezamăgiri, nu vă speriați de suferință, dacă știți că ați mai suferit, nu vă mai speriați. Știți că veți reuși să treceți, că vă veți vindeca apropo de izvorul tămăduirii. Dar cum vă vindecați dacă nu prin credință, prin dragoste și prin iertare? Și când zic iertare, nu vreau să scot în evidență tendința unora, vai, am iertat-o sau l-am iertat 100 de ori și același lucru face. Nu! Îl iert sau o iert, dar nu mai accepti. Nu mai accepti. Schimb direcția izvorului înspre tine sau înspre cei care se adapă cu mulțumire și cu gratitudine, nu la cei care eventual își bag picioarele, da, intră încălțați în izvorul tău. Nu. Așadar, lăsați izvorul să curgă și lăsați să se adapte din izvorul vostru și alții care încă nu și-au deschis izvorul sau încă e firav izvorul lor. Povestițile despre dragoste, despre iertare, despre cum v-ați vindecat, pentru că de-aia suntem aici și de-aia am apărut în fața voastră, nu să-mi urmăriți nici cearpele, nici ridurile, nici firele albe. Repet, nu fac concurență cu oamenii mai tineri și mai frumoși, dar vreau să împărtășim momente frumoase și dacă vreți și voi, în comentariile pe care le mai faceți pe canal, să-i încurajați și pe alții, ar fi minunat. Că poate nu reușesc eu să vă răspund tuturor. Dar încurajați-vă, nu vă spuneți, a, te-ai dus cu zodia balanței, e un nenorocit, e așa, te-ai dus cu berbecul, vai, dar este un tip foarte, ai grijă cu berbecii, ai grijă cu zodia leului sau ai grijă cu peștii. Vă rog, de fapt, nu țin musai să vă rog, că nu e cazul să vă rog. Vă atrag atenția, e un obicei de care trebuie să mă dezvăț cu rugatul ăsta. Vă atrag atenția, nu mai etichetați. Dați sfaturi. Dați sfaturile sănătoase. Și ar fi multe de vorbit despre cale și despre adevăr și despre viață. Care este adevărul vostru? Să stați în relații, în situații, în locuri în care vă îmbolnăviți, în care nu vă mai reprezintă nimic? De fapt, ce vă reprezintă? Iar e o altă mare întrebare. Ce vă reprezintă? Sunt multe întrebări la care trebuie să vă gândiți ca să le găsiți răspunsurile. Nu știu cât vă gândiți. Știu că unii sunt, da, ascultători minunați. De fapt, vă pup pe toți și vă îmbrățișez pe toți. Dar unii încă, nici măcar nu și-au pus întrebări. De ce trăiesc?
De ce s-au născut? De ce au trecut prin niște experiențe? De ce sunt în experiența respectivă? Nu știu, pun întrebări. Bine, tentații sunt oricând, în orice moment. Și pentru cei care deja sunt pe o anumită cale. Și dacă sunt acei profesori care nu vorbesc despre tentațiile lor, despre greutățile lor și doar dau sfaturi fără să vorbească și despre experiențele și suferințele lor, mă îndoiesc de acest gen de profesorat, de ghidaj spiritual. Da, eu recunosc că nu știu voi că tot să recunoașteți, dar periodic sunt testată. Sunt testată, uneori pic, alteori trec, examenul mai repede, alteori mai greu. Și iar vă atrag atenția că și Iisus a fost testat în pustie, după o perioadă de post, cu trei mari teste. Așadar, testele nu se vor finaliza pentru cei care spun că am avut deja, am trecut de shadow work, am trecut de, eu știu ce etape, deja trăiesc în 5D, mai, și în 5D nu sunt spirite negative cumva sau nu știți? Dacă nu știți, înseamnă că n-ați ajuns acolo. Mare grijă și cu proiecțiile astrale, că și pe acolo vă mai întâlniți, nu o să fie iubitul, este Lilith, sau incubus, sau succubus. Mare grijă cu proiecțiile astrale, cei care bateți câmpii în legătură cu Twin Flame, cu povestea sufletelor gemene, flăcărilor gemene. Mare grijă! Mare grijă! De-aia zic, discerneți! Discerneți! E frumos, poate, pentru unii, să-ți întâlnești flacăra geamănă. Dar dacă flacăra geamănă este într-o fază de netrezire, este într-un stadiu de netrezire, de orbire, nu mai e deloc frumos. Și cu cât stați în preajma, inclusiv a flăcării gemene, am trecut dintr-una într alta, riscați să vă secați izvorul, așadar folosiți-l pentru cei care îl apreciază, într-adevăr au nevoie de emoțiile, de dragostea voastră, de adevărul vostru, îl apreciază și ar mai fi ceva de spus, ar fi multe de spus. Ar fi multe de spus. Am spus, această eclipsă și lună nouă și izvorul tămăduirii produc o vindecare la nivelul maselor, o vindecare care n-a mai fost de mult timp și care se manifestă din punctul meu de vedere nu doar în acest 3D, nu doar în această viață, pentru că masele sunt reprezentate de semnul peștilor, da? Și avem acolo Neptun și Jupiter, parcă. Sper că mai nu m-am uitat. Ideea este că această vindecare eu o văd și la nivelul maselor, dar vindecare vine sau se întinde, mai bine zis, se întinde până în spațiile vieților anterioare. Pentru a se produce, într-adevăr, marea trezire, revelația, încheierea karmelor, și încheierea vine uneori și cu durere, cu suferință. Dar astăzi e un moment frumos și sper să aveți parte de niște revelații speciale care să vă ajute în momentele de criză interioară. Eu am avut de curând câteva meditații cu niște stări greu de descris și poate nu ar fi atât de greu, dar nu le poți descrie așa pentru toată lumea. Ar fi frumos pentru prieteni, poate pentru doamne când ne vom întâlni să stăm de vorbă și să împărtășim experiențe din timpul meditațiilor și din alt fel de momente. M-am învârtit de curând, că știți că mă învârt ca dervișii, iar sunt momente speciale care se leagă ca într-un lanț, dar e un lanț care nu te încinge, nu te ține jos, e un lanț care te trage în sus, cu un soi de sfoară, de ceva care te salvează.
evenimente după evenimente. În momentul în care, vedeți voi, în momentul în care hotărăști că o anumită situație nu ți e în folosul tău, să zic, am spus că și eu trec printr-o dezamăgire. O anumită situație nu e în folosul tău și cu cât ții să se manifeste acea situație, cu atât faci o mare prostie. Așa că mai bine te concentrezi pe ce știi tu să faci. Și eu știu să desenez. Mai predau arte, mai fac etalări de tarot. Ar trebui să fac și despre astrologie, dar am atâtea alte lucruri de făcut. Așadar, sunt multe lucruri frumoase pe care le puteți face. Tămăduiți-vă, tămăduiți-vă, vindecați-vă prin credință, prin dragoste și accesați-vă pe voi, doamnelor, domnilor, descoperiți ce talente aveți. Aici este un alt izvor, da? Izvorul ăsta vine cu multe minerale, da? Nu e doar apă, sunt și minerale. Acolo vă descoperiți voi talente, calități pe care le puteți explora, dezvolta. Nu vă mai speriați de singurătate, că singurătatea unor e necesară și de fapt. Când sunteți singuri, sunteți mai aproape de Dumnezeu, pentru că aveți timp să intrați și în voi, să vă conectați și cu celelalte dimensiuni. Dați-vă timp și pentru așa ceva. Dați-vă timp să beți apă. Știți că de multe ori mergem să mâncăm și de fapt nouă nu ne e foame, ne e sete. Și acum o să iau, da, n-am decât o guriță de, n-am, nu mai am, e sete. O să iau o gură de apă. Deci cam asta e, nu știu, am deviat, am vorbit de una, de alta. Mai, deci a fost frumos. Un soi de botez l-aș vedea eu la nivel colectiv. O să mai vedem ce a ieșit și în etalări. Sper că v-ați simțit bine alături de mine. Dacă vreți să vă povestiți și voi experiențe frumoase, bine, de acelea triste, încercați să uitați. Măcar să uitați. Că poate și uitare e o cale către iertare. Cam atât, oricum. E frumos. E o primăvară faină, specială. Chiar dacă sunt nori, chiar dacă mi-a fost un pic cu frig. Sper la voi să fie cald, să fiți înconjurați de flori frumoase. Am avut liliac de Paști și lalele, dar nu din piață, din grădini. Să vă bucurați de aromele sufletului vostru și a celor dragi. Dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Îmi pare rău dacă am vorbit prea mult. Ciao, ciao!